cele mai importante cu care ați început? Nu am punctat nu am prioritizat. Toate lucrurile sunt importante și faptele pe care le-am cules noi din spațiu public despre uzurparea puterii legislative și faptele care țin de uzurparea puterii executive și cele care țin de uzurparea puterii judecătorești. Deci toate sunt la fel de importante, începând de la acuzațiile care au apărut în presă despre coruperea, șantajarea deputaților și ceea ce am văzut mai târziu, când un număr impunător de deputați din alte partide au devenit membri ai Partidului Democrat sau cel puțin sprijină această guvernare și tot așa, cum spuneam mai departe, cu exemple despre faptul că Plahotniuc ia decizii în numele guvernului, Plahotniuc ia decizie în numele justiției și aici vorbim și despre imixtiunea în lucru procuraturii și despre imixtiunea în lucru judecătorilor. Ține de responsabilitatea procuraturii, pentru că ei au instrumentele să verifice toate aceste fapte, să cheme în calitate de martori oamenii care de-a lungul timpului public au spus că acest stat este capturat și au făcut referință la un lucru sau la altul și să stabilească dacă să vină cu decizia lor, să ne spună dacă cred sau nu și ce fac mai departe.